Bolnavii cronici sunt înspăimântați de ideea că este posibil să-și plătească tratamentul pe care acum îl suportă statul. Au afecțiuni grave și fără medicație și recuperare nu pot ține piept maladiilor care le îngreunează existența. N-ați putea să-l plătesc dumneavoastră, nu? În niciun caz. Știți cam la cât se ridică costul tratamentului pe care îl faceți dumneavoastră? Păi, că eu am insulin acum, de unde? E scumpă. Păi, cred! Cred că e foarte scumpă. Diabeticii, cardiacii sau bolnavii de la oncologie ar fi cei mai afectați dacă propunerea parlamentarilor liberali s-ar transforma în lege. Cu tot cu asigurare medicală, dacă nu te vaccinezi sau nu participi la programul de prevenție și ajungi la doctor după ce îți este depistată boala, va trebui să scoți bani din buzunar pentru tratament. Așa sună propunerea parlamentarilor PNL, care vor introducerea unui program de prevenție în sistemul medical. Dar ce se întâmplă cu bolnavii de la oncologie, care își duc suferința pe picioare în fiecare zi? Pe lângă suferința zilnică, aceștia vor avea și grija plății tratamentului, care nu este deloc ieftin. Chimioterapia, radioterapia și vaccinurile ajutătoare se ridică de 1949 de lei. Acestea sunt doar prețurile tratamentelor făcute în spital de către pacienții internați, însă cheltuielile sunt continuate de rețetele pe care le primesc bolnavii de la oncologie pentru procurarea de medicamente gratuite. Cheltuielile totale se ridică la ordinul zecilor de milioane per an pentru în jur de 2000 de pacienți incluși în programul național de terapie oncologică curativă la nivel de județ, spital și circuitul deschis. Costul unei rețete pentru un pacient oncologic. Acesta poate oscila între 50 de lei pentru un tratament chiar citostatic, sunt citostatice care costă foarte puțin și pot ajunge și la 20, 30, 40 de mii de lei o rețetă. Per lună. Aceste costuri ar trebui luate în calcul de parlamentari înainte ca propunerea liberalilor să ajungă proiect de lege.